În numele colegilor mei, vrem să mulțumim părinților noștri, soților noștri, pentru suportul moral și material, încurajări, răbdare și sacrificiul de care au dat dovadă de-a lungul celor 3 ani. Pentru a toate acestea, cinstea și respectul nostru și aplauzele noastre, bineînțeles! Profesorilor noștri le mulțumim pentru că ne-au urmat pașii în acești ani de școală. A fost alături de noi atât ca dascăl, cât și ca prieteni. Am învățat nu doar carte, dar și ce înseamnă viața. Așa că, mulțumită experienței din școală, pășim acum în viață cu pași mai siguri, mai optimiști. În ciuda dificultăților întâlnite pe parcursul anilor, am reușit să ajungem la final și să vă mulțumim dumneavoastră, atât pentru bagajul de cunoștințe acumulate, cât și pentru aportul și formarea personalității noastre. Am învățat să fim uniți, să ne ajutăm unii pe alții și să ne pese de suferințele semenilor. Chiar dacă de cele mai multe ori nu i-am dat seama de influența pozitivă a dumneavoastră, acest lucru a avut un efect benefic și liniștitor asupra firelor noastre mai rebele. În primul rând, dorim să mulțumim doamnei director Bonca Zoița Dănuța, căreia îi datorăm experiența și susținerea acestei școli, pentru abnegația cu care se luptă pentru școala post-liceală Henri Coandă. Din păcate, nu a putut să ne onoreze cu prezența, dar ne-a transmis un mesaj care vă da citire doamna directoare Marta Caterina. Dragi profesori, moment emoționant în cadrul școlii noastre este totdeauna sfârșitul de an școlar și festivitatea de încheiere a cursurilor anului 3. În toți acești 3 ani ați grădit un castel plin cu competențe. Ușa acelui castel doresc să rămână deschisă pentru dumneavoastră, astfel încât să puteți urma indicațiile Uniunii Europene de a învăța pe tot parcursul vieții. Deci, cred că sunteți conștienți că în cei 3 ani ați pus doar bazele cunoștințelor al unui asistent medical. Pe acea bază va trebui să construiți tot timpul. Să urmați alte cursuri, alte specializări, astfel încât să ne bucurăm de cunoștințele dumneavoastră, de activitatea dumneavoastră, sperăm în sistemul nostru sanitar. Sau chiar și european, pentru că diplomele dumneavoastră sunt recunoscute în Uniunea Europeană. Cu mine v-ați întâlnit mai des, doresc acum să dau citire scrisorii trimise de către doamna director general a școlilor Henri Coandă din România și totodată familia Bonca, care este cei care patronează, sunt patronii acestei școli. Dragi absolvenți, stimați profesori, onorată audiență, este un moment emoționant pentru noi toți și special pentru promoția 2009-2012, deoarece marchează un nou început prin faptul că absolvenții Școlii Tehnice Post-Liceale Henri Coandă Turda, pe baza competențelor dobândite, vor pune în practică și vor legitima valoarea câștigată în cei 3 ani de școală. Cu această ocazie, noi, membrii fondatori ai unei școli post-liceale din Turda, vă urăm mult succes în viitoarea dumneavoastră profesie de asistent medical generalist.
tenacitate și putere ca prin munca dumneavoastră să oferiți valoare serviciilor de asistență medicală și să fiți de un real ajutor pacienților și comunității locale. Pe această cale felicităm familiile absolvenților pentru sprijinul acordat acestora pe parcursul celor 3 ani de școală. În primul rând, din partea administrației locale, doresc să vă adresez felicitări pentru ceea ce ați reușit până astăzi și în același timp mult succes în noua carieră în care porniți. Și aș vrea, în primul rând, să mă adresez noastră, absolvenților. Dragii mei, sunt atât de multe meserii, îndeletniciri și ocupații frumoase, una mai frumoasă ca cealaltă, unde pui pasiune și pui suflet. Mecanica e foarte frumoasă și atunci când un mecanic repară un utilaj sau o mașină, se bucură. Are el o trăire sufletească, o mândrie că a reușit. Când un economist pune datele la punct și cifrele una peste alta și iasă bine, e bucuros. Dar în cazul nostru, când vorbim de sănătate, cred că este cu totul altceva. Noastră trebuie să aveți trăiri intense și mulțumiri sufletești pentru faptul că reușiți să aduceți calmul și zâmbetul pe buzele unui pacient. Să aduceți liniștea și starea de sănătate. E cu totul altceva când noastră intrați și vă apropiați de un pacient și acel pacient vă privește cu speranță. Iar după un timp, când reușiți să-l puneți pe picioare, să-i aduceți starea de sănătate să vă privească cu recunoștință. Este cu totul altă trăire să poți să faci atât de bine celui de lângă tine. Iar acest lucru trebuie să vă aducă în permanență o mulțumire și o emoție pe care să o trăiți. Ceea ce vreau să vă spun este că momentul este greu la nivel mondial, la nivel național. Dar pentru noi acum, cred că prioritar ar fi ca sistemul de sănătate și învățământul să beneficieze de fonduri și de alocări bugetare, să crească și să aibă un tot mai mare succes. Eu vă spun un lucru. La Spitalul Municipal Turda sunt aproximativ 105 posturi vacante, dacă bine știu. Este foarte important pentru Turda, pentru că dumneavoastră acolo nu vă ocupați doar de Turdeni, vă ocupați de o largă comunitate, comunitatea urbană a Vieși. La Turda vin din toate comunele, chiar de la Câmpia Turzii. Este foarte important să reușim, prin adrese repetate, să deblocăm aceste posturi, 105 posturi. Rezolvăm două probleme, a locurilor de muncă și a sistemului de sănătate. Și, în primul rând, al noastră, a generației tineri care urmează acum să muncească. Cum s-au încadrat? Cum se comportă? Ce cunoștințe au? Și să constat că nivelul lor este mai mult decât mulțumitor. Acum, nu numai cunoștințele profesionale, ci și cunoștințele, adică atitudinea morală, disciplină și conștiinciozitate. Și chiar am trebuit să constat că față de alte școli, și acum trebuie să scot așa pieptul, chiar avem niște aturi. Seriozitatea și disciplina și multe alte atribute dovedite de absolventele noastre. Ceea ce mă bucură. Am avut și necazuri, am avut și succese. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt foarte mândru că am reușit să formăm un colectiv de profesori foarte valoroși. Dovada este că am reușit să edităm o carte de lucrări practice, de tehnici, de îngrijiri medicale, foarte concepție, foarte modernă și care permite elevilor însușirea cunoștințelor profesionale. A următoarea etapă, cred, elevele și elevii care învață la această școală au dat dovadă de conștiinciozitate, disciplină, simț moral și ce este foarte important, compasiunea față de omul bolnav, care nu este ușor cât un om bolnav e nervos, agitat, aruncă acuzații, totuși să-ți faci meseria, să fii alături,
că de fapt bolnavul se manifestă și își manifestă suferința în fel și chip. Bologa Ancuța. Bota Alexandra Andreea. Canta Andreea. Călușe Sorana. Chiorean Doina Gabriela. Cioară Maria Monica. Cioara Nicolae. Corpădian Ioana. Cioloi Ana Maria. Suli Marina. Dragoste Lucica. Duca Adela Ramona. Dumitru Diana. Când voi petrece viața în cinste, și că voi practica profesia mea cu loialitate. Mă voi feri de tot ceea ce este rău și dăunător. Și nu voi întrebuința și nu voi da cu bună știință vreun leac vătămător. Voi face tot ce stă în putința mea, spre a păstra și ridica drapelul profesiei mele, și voi ține în taină, tot ceea ce mi se va încredința, precum și tot ce voi afla, din treburile familiale în timpul profesiei mele. Mă voi strădui să-i ajut cu loialitate pe medici în tratamentul prescris de ei și mă voi devota celor pe care îi îngrijesc.